Și da, Ozil cu siguranță va căra Arsenal. Am ajuns la finalul emisiunii, totul despre Barclays. La revedere, domnilor și domnilor. Oh, stați, am primit veste în cască. Îmi cer scuze, am și uitat că la finalul emisiunii avem o secțiune bonus în care vorbim despre o echipă din Liga a doua, care însă este promițătoare. Și dacă în episoadele trecute am vorbit despre echipe din top 10, în acest episod vom vorbi despre o echipă care a ieșit pe locul 14 în campionat, însă cu noul antrenor, Ron Flowers, o fostă legendă a echipei Wolverhampton, echipa s-ar putea anul acesta să iasă în top 10 și, cum v-am obișnuit, o să facem un top player highlight și, de data aceasta, părerea mea că cel mai important jucător este Penny Sakė. Da? Ați auzit bine? Penny Sakė a avut un sezon extraordinar și este foarte mare, foarte puternic și are niște explozii extrem de interesante pe care vă sugerez să le vedeți. Și de ce nu să le vedeți în emisiunea noastră? Pentru că omul nostru din regie, Mike, a pregătit un highlight pentru acest majestos și măreț jucător. Vai com o pé direito, bateu, deu! Domnule Ron Flowers, vă mulțumesc foarte mult că ați dorit să vă reîntoarceți aici, în minunatul nostru oraș, în Wolverhampton. Și din tot sufletul vă spun că vă sunt îndatorat ca patron al echipei pentru această alegere care ați făcut-o. Deja jucătorii s-au plâns că nu-și mai petrec două treimi din zi la McDonald's sau KFC, ci își petrec acea zi ascunzându-se de dumneavoastră prin hoteluri ca să nu-i scoateți la antrenamente, ceea ce momentan este o îmbunătățire. Acum că mai sunt doar 2 zile până începe campionatul, vreau să vă întreb, credeți că puteți să faceți un prim 11 de jucători care nu sunt beți în ziua meciului? Domnule patron, e o întrebare dificilă. Nu pot garanta că nu vor fi toți beți, dar voi încerca cel puțin 3 să nu fie complet mangă. Am înțeles, da. Și 3 este o îmbunătățire față de anul trecut când jucătorii vomitau pe teren. Foarte important și asta, următorul lucru, aveți cumva nevoie de bani și pentru transferuri și da, chiar, da. De asta, nu, nu avem bani, nu avem nimic bani, nu vă face nimic, pare rău. Dar încă o chestie, aveți nevoie cumva de săli de antrenament pentru facilități, pentru chestia asta? Da, și de asta. Nu, nu avem nici bani de asta, îmi pare rău, dar am vrut să vă întreb ca să nu spuneți că nu sunt rău. Încă o chestie, asta e foarte, foarte importantă. Aveți nevoie de scouteri sau academie de jucători tineri? Să știți că asta ar fi chiar o idee genială. Da, și eu m-am gândit că va fi o idee genială, dar din păcate nu putem să vă ajutăm nici cu asta. Vă urez mult noroc și cu siguranță o să mă uit la meciul de duminică, pentru că n-am ce face mai bun acea zi, dar o să țin cu Wolverhampton dacă nu e Burnley, West Ham sau Aston Villa. Dacă nu sunt alea 3, jur că țin cu Wolverhampton. Mulțumesc, domnule patron. O să le spun jucătorilor că vă uitați și sper să nu vă dezamăgească. Da, cam asta ar fi ședința noastră. Mulțumesc că ați venit aici. Mai aveți vreo întrebare sau ceva? Da, să știți că vreau să vă întreb cine este omul acela care stă la geam și se uită afară. A, el respectează, e om de treabă și nu omoră pe nimeni. Luna asta.
Bine, săptămâna asta, dar el e tip bun și nu se supără repede. Doar dacă îl cerți sau te uiți la el sau se uite el la tine, nu știu, doar așa, uneori. Bună ziua, domnilor și domnilor, și bine v-am găsit la un meci foarte important, nu, foarte interesant, nu, nici interesant. Un meci din Liga a doua din Anglia, din Championship. Primul meci, un meci foarte primul, dacă pot să spun așa. Și pentru că sunt singurul comentator de aici, pot spune și așa. Am și un coleg, Gary, dar vești proaste, Gary are cancer și nu poate veni. Pun pariu că minte. Dar scui pasăge de dimineață și cred că nu minte. Astăzi, două echipe puternice cred că se înfruntă. Nu am verificat foarte mult. Eu de obicei comentez meciurile din Premier League. Însă, din cauza unui comentariu foarte prost în Premier League, am fost concediat și acum trebuie să comentez meciurile din de aici, din Champions, din Liga a doua. Nu înțeleg de ce dracu m-au concediat. Au spus că înjur în morții lor prea mult la televizor, dar îi dracu de proști. Și, după cum spuneam, astăzi se înfruntă două echipe foarte puternice, s-ar putea. Wolverhampton împotriva celor de la Rotherham. Și vom avea astăzi un meci lung, cu siguranță, de 90 de minute din calculele mele. Să sperăm că se va încheia cu victoria uneia dintre cele două echipe, pentru că n-am venit să văd un egal. Wolverhampton, am văzut de curând o emisiune, îl are pe unul Penisache în atac. Părea om puternic și mare. Cei de la Rotherham n-am auzit, am auzit că am avut un antrenor nebun acum câțiva ani. Dar în afară de asta, de antrenorul la inteligent și nebun în același timp, n-am auzit prea multe de ei. Rotherham atacă prin Taylor, care intră în margine și centrează. Portarul însă îi cheme, prinde. Acest portar, după câte vedeți, nu are păr în cap. Oare are și el cancer? Bă, sunt înconjurat de lume care are cancer. Deja am ajuns în minutul 5. Silviu. Onyonge. Bort. Nu s-a pronunțat numele ăla, da? Nu mă plătesc destul ca să pronunț astfel de nume. Acum Cavaleiro întoarce către ăsta. În dreapta lui este Penisache, dar suntem în Liga 2, în Championship și nu toate echipele dau pase precum Ozil, ceea ce e foarte normal. Valks are ceva spațiu la marginea careului, șutează! Prima mare ocazie a meciului, minutul 10 vine, Valks, numărul 4, de la Rotherham, șutează! Șutul a fost șters, s-ar putea, nu, n-a fost șters, a fost lustruit doar de vigheta jucătorului pe nume Silvio. Și un atac pozițional încercat de cei de la Wolverhampton. Acum Lupi cu Ron Flowers pe bară. Onyeonge pasează bine către Saiss, care dă o pasă bună în față către Teixeira. Teixeira încearcă să ducă margine. Teixeira se întoarce. Teixeira pasează foarte bine către Ziro. Ziro pasează bine. Perisache! Mare ocazie pentru Wolverhampton. Răspuns foarte rapid. Se pare că Gonzalo Higuaín, care arată puțin ca și cum ar fi mâncat multe shawarma la Napoli, s-a mutat la Juventus. Multă lume îl numește trădător. Și da, probabil e trădător. Dar să revenim la noi în Championship și să vedem cum încearcă să degajeze minge aici, dar foarte bine, stă foarte bine apărarea celor de la Wolverhampton. Și asta îi obligă pe cei de la Rotherham să încerce să degajeze foarte mult. Problema lor e în construcții, au stadionul destul de dărâmat și trebuie să vină o nouă echipă de construcții. Și de asemenea în construcția meciului, vedeți, construiesc foarte greu, multe pase în apărare până ajung ei mai sus. Acum Bortic Jackson greșește și el pasa. Mamă, câte șmecheri sunt, baful. Păi, de ce e așa șmecher? Fuck! Nu, n-am... Comentatorul a spus fuck. Lupi prin Cavalier acum, pasează foarte bine către Penisache. Penisache, o schemă foarte interesantă acolo, Penisache trece, Penisache, pasează bine, șansă bună pentru Wolverhampton! Ocazie foarte mare, minutul 19. După un început bun al celor de la Rotherham, Wolverhampton arată că sub conducerea noului antrenor poate fi mai puternică și a avut deja două ocazii foarte mari. Știga la cap acolo, Onyeonge.
Fault, nu? Enisache la balon, pasează bine către Onia Unghe, pasă din nou foarte bună, mingea sare la Cavaliero foarte repede, și trei, e faul foarte dur acolo. Hai să vedem ce va da arbitrul, părerea mea că ar trebui să-i dea roșu, galben doar. Decizie, părerea mea greșită, deși sunt un comentator neutru, cred că a greșit arbitrul acolo și a dat doar galben. În fine, luptură liberă pentru Wolverhampton. Să vedem, centrează Onia Unghe, centrează bine și gol! Wolverhampton 1-0! Lupi deschid scorul prin acest jucător, cred că este puțin beat, îmi pare rău să vă spun, s-a mișcat cam ceodată la acea fază, e puțin beat jucătorul nostru, celor de la Wolverhampton, dar a înscris un gol foarte frumos. Nu știu dacă a văzut mingea, cred că îi bătea soarele în ochi sau ceva, dar ce lovitură de cap a avut aici. Și părerea mea că golul a venit pentru echipa care trebuie. Deși au avut un început bun, cei de la Rotherham, echipa de la Wolverhampton a început să pună presiune, a avut încă vreo 2-3 faze aproape de poartă și din nou Penisache aproape să recupereze. Și cei de la Rotherham s-au stins la doar 20 de minute. Așa se spune la fotbal, că dacă alergi mult la început, pe urmă ești foarte obosit și poate asta s-a întâmplat și la Rotherham acum, și o să foarte bună pentru Wolverhampton. Centrala vine bine, încă un jucător acolo, nu câștigă la cap și se stinge și acest atac. Dar se dă fault, fault pentru pentru Wolverhampton. Încă o fază foarte interesantă, au înscris gol din partea opusă. Poate acum vor înscris și pe al doilea. Onia Unghe centrează, centrala vine din nou bine, peste poartă. Saiz, la doar 2 minute după primul gol, ratează șansa de a face deja 2-0. Suntem totuși în Liga a doua din Anglia și 2-0 nu e un scor care nu poate fi întors. Am văzut aici meciuri care s-au terminat și 8-3. Dar îmi place cum joacă Wolverhampton. Și este prea tare centrarea. Saiz încearcă un fake shot, aproape că reușește, mingea revine la Saiz din nou, sunt doi de Saiz în teren. Onia Unghe acum la marginea căreului. Ocazie mare pentru Wolverhampton. În dreapta sa este Zero, Sub-Zero. Viteză foarte mare pentru acest jucător, Sub-Zero. Sub-Zero intră la marginea careului, pasează în spate, decizie groaznică. Și acum Taylor din nou joacă pe contre, în ciuda faptului că e un meci din Liga a doua și nu te aștepta prea multe de la el. E un meci frumos, spectaculos. Și ambele echipe dau tot ce au mai bun în aceste prime 30 de minute. Teixeira din nou, în dreapta sa este Cavaliero, 1-1 cu Kelly. Cavaliero blocat foarte bine acest Kelly, care a jucat un meci extraordinar în ciuda faptului care nume de fată. Cavaliero acum întoarce către Onia Unghe. Onia Unghe către Teixeira. Saiz a avut primul gol, încearcă și acum încă unul. Și obține un corner, e foarte bun la cap, poate a fost strategia asta de la început, să obține un corner. Cavaliero centrează, acolo este Onia Unghe, resping de pe linie cei de la Rotherham. Sub-Zero fuge pe minge și gheață sare în jurul său. Mingea sare la Ward, care este la marginea careului, se întoarce cu spatele, Ward șutează peste poartă. Am scăpat, au scăpat cei de la Wolverhampton, asta vreau să spun. Șansă bună pentru Rotherham, 4 oameni împotriva la 3 oameni de la Wolverhampton. Trece acolo foarte bine, Taylor centrează foarte bine și este gol Rotherham! Au fost pedepsiți pentru o idioțenie în atac, au scăpat 4 versus 3, centrare foarte bună și Rotherham înscrie. Fază foarte bună, părerea mea. Cei de la Wolverhampton au devenit poate puțin aroganți, au lăsat mulți oameni sus și iată că Rotherham pedepsește această idee a antrenorului de la Wolverhampton și scorul este 1-1 minutul 38. Să vedem răspunsul lupilor. Mingea sare la Cavaliero, care pasează bine către Penisache. Penisache îl vede margine pe Sub-Zero. Sub-Zero, fake shot, dar este blocat foarte bine de Taylor. De la el a pornit și golul celui de la Rotherham. Taylor joacă un meci absolut uluitor. Halford acum. Mingea este aproape de marginea terenului. Halford însă trece, nu are viteză, dar are forță. Și cei de la Rotherham momentan păstrează mingea până la această recuperare. Șansă bună din nou pentru Lup, dar mingea vine greșit din piciorul fundașului stângaci Forde. Pasează din nou bine Rotherham, aproape, aproape de a da și ei al doilea gol în 2 minute, la fel cum au fost și cei de la Wolverhampton, 20, să-mi scrie 2 goluri în 2 minute.
Se dau lupte strânse la mijlocul terenului, fanii au reînviat, strigă cât de tare pot numele echipei Rotherham, jucătorii parcă au prins și ei viață după vreo 20 de minute de moleșeală și avem un meci din nou foarte frumos, foarte încins aici. Teixeira, Cavaleiro, 1-1 cu Kelly, care până acum l-a dominat. Cavaleiro, de asta așa trece, Cavaleiro are spațiu, șut și prinde portarul Camp. A campat foarte bine mingea și a așteptat-o exact unde trebuia. Acum mingea sare la Onyaungie. Unghie către Cavaleiro. Din nou dominat complet de Kelly, care îi ia mingea și pasează către Frecklinton. Ne apropiem de finalul primei reprize și o recuperare foarte bună a lui Unghie. Mingea sare la Dico, care dă din prima către Unghie. Unghie se luptă. Penisache! Penisache! Întoarce! Nu, pierde mingea foarte, foarte strânsă bătălia acolo lui Penisache cu propria minte și a pierdut mingea. Din nou recuperare bună, dar arbitrul decide să dea fault. Capitanul celor de la Wolverhampton primește și el galben. S-au arătat deja patru cartonașe galben, dacă nu mă înșel, această primă repriză foarte disputată. Forde de asta trece și Rotherham sunt la marginea careului. Forde, Forde, foarte bine acolo, se descurcă Forde, încă o trecere, Forde pasează, de data asta s-a greșit, însă foarte frumos a descurcat acolo Forde. Ceas de contraatac, poate ultimul atac al reprizei. Pasă greșită însă din partea lui Cavaleiro. Părerea mea că n-a jucat un meci foarte bun Cavaleiro, a avut multe faze stângace, însă de la el a pornit golul, faul pe partea sa a deschis scorul pentru Wolverhampton și înțeleg dacă managerul Ron Flowers decide să-l păstreze acum. Centrarea vine bine și este gol Rotherham, 2 la 1! O bâlbâială acolo completă între fundaș și portar și este 2-1 pentru Rotherham. Chiar nu înțeleg ce s-a întâmplat acolo, hai să vedem încă o dată. Până acum am văzut deja două greșeale portarului de la Wolverhampton. De asta nu cred că a fost greșeala lui, mai degrabă capitanul echipei l-a lovit cu piciorul în cap. La acea fază nu înțeleg de ce a avut această decizie, poate sunt e un duel la lor în vestiar, care e mai șmecher. Eu nu pot să știu pentru că nu sunt acolo. Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la a doua repriză din minunatul meci între Rotherham și Wolverhampton. Momentan scorul este 2 la 1, însă am avut un meci foarte disputat. Cei de la Wolverhampton au început mai bine, însă Rotherham au revenit și chiar la finalul primei reprize au înscris golul de 2 la 1. Iată că se produce o schimbare. Minutul 47, Ivan Cavaleiro iese de la lupi cu un dans puțin mai anormal, dacă permit să spun. Se pare că managerul Flowers a declarat: este beat mort, dați-l dracu afară. Da, și se pare că Cavaleiro iese. Da, se pare că e confirmată beția. Și intră Gladon în locul său. Va fi interesant să vedem ce se va întâmpla. De asemenea, în pauza meciului am intrat pe Twitter și câțiva fani, câteva persoane, două dintre cele 8 persoane care se uită la acest meci din Liga a doua din Anglia, au avut câteva tweet-uri interesante. Spetează, a spus, aștept băieții de la Wolverhampton la o băută după meci, indiferent că luăm bătaie sau câștigăm, da, asta a spus Spetează. Și de asemenea, Mike Mateiu a spus că ține cu Rotherham, dar Wolverhampton arată bine. Wow, un comentariu normal pe Twitter, am văzut și asta. Acum Sub-Zero foarte bine acolo blocat de Rotherham. Cais pasează greșit. Rotherham în aceste momente domină meciul, minutul 51. Centrare greșită, dar au dominat meciul, părerea mea, cel puțin în a doua repriză. Și o schimbare la Rotherham. Iese Tom Adeyemi și intră Greg Alpford. Interesante schimbări, Tom Adeyemi, din câte am înțeles, are și el cancer. Da? Trei oameni au cancer deja în acest episod. În marginea careului se întoarce foarte bine acolo Penisache, pasează către Silvio. Silvio îl vede liber pe Saiz, care este repede înconjurat de adversar. Saiz către Onia Unghie. Unghie, șutează în blocaj. Unghie din nou! Șut mult prea moale. Asta a fost șansa celor de la Wolverhampton să revină în meci, însă Unghie nu a putut lovi mingea cum trebuie acolo, a lovit-o cu unghia. Mingea sare la Unia Unghie din nou. Saiz către Penisache. Penisache, trecere foarte bună acolo și mingea sare din nou la Teixeira. Teixeira se întoarce și schimbă partea către Gladon. Noul intrat, Gladon.
Centrează bine! Penny Sackett! A, e unghie, care însă s-a încurcat acolo în careu. Pasă în adâncime, însă dă offside. Foarte bună decizia arbitrului. Și acum că cei de la Rotherham se ceartă cu arbitru și contestă decizia acestuia, haideți să ne uităm puțin la statistici. 10 șuturi spre spațiul porții pentru cei de la Wolverhampton, însă doar 5 au nimerit spațiul și părerea mea au fost șuturi prea moi, poate nu s-au antrenat destul de mult la șuturi, sau poate nu au văzut poarta, am văzut că unii jucători au probleme cu alcoolul. Cei de la Rotherham au avut 4 șuturi, 2 pe poartă și 2 goluri, asta numesc eu acuratețe. Și mai avem 30 de minute de acest meci, vor fi 30 de minute disputate și nu cred că lupii se vor lăsa bătuți așa repede. Acum Saiz, autorul golului, pasează către Penny Sackett. Penny Sackett încearcă o pasă, dar a fost mult prea slabă. Căiul foarte frumoasă, Vox, șansă bună din nou pentru Rotherham, șut peste poartă. Corner, se pare că cineva de la Wolverhampton a atins mingea, nu am văzut asta, dar acum centrarea vine din nou, bine, portarul încă o greșeală, ce respingere, portarul încă o greșeală, două greșeli consecutive. Șansă de contraatac pe Nisaghi, acum îl vede foarte bine pe Gladon acolo. Gladon schimbă partea către Sub-Zero trece, din nou Gladon la marginea careului, Gladon către Saiz, gol! Wolverhampton, 2-2, contraatac ca la carte. Așa ceva n-am mai văzut la Wolverhampton de ani de zile. Se pare că noul manager chiar a făcut tactici cu jucătorii. Un contraatac fantastic. Fantastic s-a descurcat acolo, totul a pornit de la dubla greșeală a portarului, care, pus în situația asta, poate a fost o dublă greșeală intenționată, poate a făcut două greșeli așa că știa că va înscrie gol Wolverhampton pe contraatac. Nu poți ști niciodată ce te așteaptă în viață. Asta a aflat pe pielea lui cel mai bun jucător din lume, acum 3 luni. Vreau să ținem un moment de reculegere pentru Slender, timp de 10 secunde, vă rog, taceți dracu. Pare rău pentru Slender încă o dată, Sub-Zero însă e faultat, părerea mea. Nu, nu s-a dat fault acolo. Rotherham forțată din nou să atace, s-au văzut cu cele două goluri și au încercat să se apere, dar acest contraatac a fost letal. Taylor în margine, un meci excepțional jucat de Taylor, părerea mea, omul meciului, Onyaungi acum, către Gladon. A dat pasa de gol Gladon și el o schimbare foarte inteligentă. Penisaki acum întoarce către Saiz, autorul dublei de astăzi pentru Wolverhampton. Saiz întoarce către Teixeira. Gladon pasează din prima, cei de la Wolverhampton pasă, însă greșește, nu s-au înțeles acolo Gladon și Penny Sackett. Și cei de la Rotherham recuperează. Pasează către Teixeira. Mai avem 20 de minute în acest meci. Și părerea mea că încă nu s-au terminat golurile. Fiecare echipă încă mai are forța să înscrie cel puțin unul. Penny Sackett întoarce către Teixeira. Construiesc încet cei de la Wolverhampton, pe când cei de la Rotherham se mulțumesc cu contraatacul. Din nou Saiz întoarce către Penny Sackett. Penny Sackett către Teixeira. Teixeira din nou, pasă greșită. Se apără bine, se apără compact cei de la Rotherham și este foarte greu pentru jucătorii de la Wolverhampton să spargă liniile. Acum foarte bine Williamson recuperează și șansă bună, dar pasa din nou este mult, mult prea tare și portarul degajează. Gladon, o schimbare inteligentă a antrenorului și acum Penny Sackett preia foarte bine. Penny Sackett întoarce mingea, ce intervenție, intervenție salvatoare, cred că din nou Taylor este cel ce a intervenit în acea fază. Acest Taylor, după cum am spus, părerea mea, omul meciului pentru Rotherham. Saiz va centra, centrează bine, acolo este Penny Sackett, Penny Sackett preia și îl lovește cu piciorul în gât pe adversar, fără motiv. Arbitrul nu vede acest lucru, însă unghie la marginea careului, centrează, centrare dezastroasă a lui unghie. Și scorul rămâne 2-2. Echipa care dorește să se înscrie, care dorește să debuteze frumos, este cea de la cea supranumită Lupii, și anume Wolverhampton. Cei de la Rotherham momentan se apără și rezistă. Sub-Zero acum la balon. Sub-Zero întoarce către Teixeira. Teixeira foarte mult vine în spate unghie ca să recupereze mingile sau să primească pasă. Asta e bun, bine din partea lui.
Încă un moment de posesie prelungită pentru Lupi. Asta cu nume lung, către Teixeira. Întoarce către Unghie. Unghie către Dico. Penisache. Penisache întoarce și el către Saiz, care încearcă hat-trick-ul. Saiz, șut blocat și este încă un corner pentru Wolverhampton. Mai au 10 minute la dispoziție să obțină 3 puncte în această deplasare. Saiz centrează. Mingea vine bine. Oh, și se încurcă acolo în careu două persoane, dar până la urmă mingea sare departe de poarta celor de la Rotterdam. Revin în posesia zdrobitoare cei de la Wolverhampton. 81, Silvio. Încearcă o pasă și îl găsește pe Gladon, care câștigă acest duel la cap, dar pasa este prea înceată. Din nou, arma contraatacului pentru cei de la Rotterdam. Bradford greșește însă pasa în adâncime. Teixeira. Atac bun pentru Rotterdam de data aceasta, să vedem dacă fundașii au adormit. Centrarea vine însă mult prea puternic. Din nou Taylor, practic nu obosește acest jucător și încă o centrare. Taylor, absolut uluitor! Oh! Ocazie uriașă pentru Rotterdam. Taylor este omul care ține în viață, practic, toate aceste contraatacuri și defensiva de fier. Taylor, omul meciului de departe. Acum Teixeira, șansă bună pentru Wolverhampton. Sub-zero. N-are cu cine combina. Întoarce bine. Nu chiar foarte bine și din nou se luptă acolo foarte bine și recuperează Silvio. Silvio pasează bine și din nou Matog respinge. Meciul aproape se încinge pe acest final. E călduță să nu s-a încins complet. Silvio se luptă și câștigă acest duel. Din prima, Silvio, marginea careului. Silvio centrează și gol! Wolverhampton, autogol! Silvio este cel care se bucură, însă din câte am văzut s-a înscris un autogol. Fanii de la Rotterdam sunt extrem de dezamăgiți. Se poate citi pe buzele portarului că spune: te omor în vestiar, firea al dracu de nenorocit trădător. Și se vede cine dat autogoluri. Autogolul. O, ce săritură greșită. A vrut să respingă mingea în corner, însă și-a băgat-o în proprie poartă. Nu avea prea multe decizii acolo Broadfoot, din păcate. Are 0 goluri în Championship și un autogol. Practic este cel mai bun înscrit marcator de autogoluri din Championship, părerea mea. Dacă vrea cineva să-și dea autogoluri, să-l ia. Și este 3-2, am avut un meci de infart aici. Nu, n-a fost chiar de infart, a fost un meci de Liga 2, nu prea important. Dar totuși, 3-2 a fost un meci frumos. Am văzut un meci în care ambele echipe s-au luptat și acum recuperează Gladon acolo. Și se lasă avantaj. Cei de la Wolverhampton se vor apăra. Flowers pe margine face semne disperate ca echipa asta să ducă în apărare neapărat. Aruncă cu un papuc după fundașul său și nu l-a nimerit. Dar acum și-a dat celălalt papuc și l-aruncă după Penisache. Nu l-a nimerit și pe Penisache. Însă încearcă să urle la jucătorii săi să se retragă cât mai mult și să parcheze autobuzul. O tactică care și cei la Rotterdam au avut-o atunci când scorul era 2-2. Penisache acum la balon. Nu prea are cu cine combina, încearcă să tragă de timp. Schimbă partea către Unghie. Unghie 1-1 cu Brown. Pasează foarte bine către Gladon. Ce face acolo Gladon și rămâne la minge? Se întoarce acum foarte bine Gladon. Până la urmă a pierdut mingea. 5 minute de prelungire. Foarte mult dacă mă întrebați pe mine. N-au fost chiar așa de multe faze de poartă. Sau faze speciale în care trebuia să dea o minute de prelungire în plus. Dar... poate și arbitrul de margine este bad, la fel ca și jucătorii de la Wolverhampton. Foarte rar să recupereze. Rotterdam încearcă pentru prima oară, poate în acest match, să facă un atac pozițional, să nu încerce pe contraatac. Și Brown centrează, însă sunt deja acolo 6 jucători de la Wolverhampton care păzesc mingea. Penisache încearcă o pasă, dar cam riscant și greșește. Centrarea vine bine și respinge acolo Penisache. Gladon nu aleargă cum trebuie minge. Gladon recuperează foarte bine, 6-4-2, Penisache are mult spațiu, Penisache așteaptă mingea și nu poate scăpa pe acest contraatac, greșeală completă a lui Penisache, însă, din nou, tactica de Park de Bas funcționează pentru că au 11 jucători în spatele mingei. Taylor, săracu, încearcă pentru ultima oară să-și pune echipa în avantaj, însă meciul se încheie, 3-2 pentru Wolverhampton, scor final, și a fost un meci bun, părerea mea. Vedem pe Ron Flowers fericit că echipa a câștigat. Omul meciului, părerea mea, este Taylor
și a scos plămânii pentru Rotherham și din păcate nu a fost destul. Saiz a înscris și el o dublă, el este omul meciului pentru cei de la Wolverhampton și acesta a fost meciul. Și aici, dacă îmi permiteți să sparg al patrulea zid, se încheie episodul. Ce este al patrulea zid? Ei bine, căutați pe Google The Fourth Wall și veți înțelege. Înainte de a încheia, însă, mai vreau să vorbesc cu voi puțin. Nu dați repede X. Așteptați. Ho! Ia mâna pe mouse, te rog. Ia mâna pe mouse. Știu că încă ai mâna pe mouse, te rog, ia mâna pe mouse acum. Așa, nu contează că ai Razer, ia mâna o dată pe mouse. Gata. Mersi că ai mâna pe mouse. Mai vreau să vorbesc câteva lucruri cu voi. Acest episod mi-a luat 8 ore, sau între 8 și 10 ore să-l fac, cam așa. Am reușit la finalul lui și nu spun asta, mamă, frate, Speedy, mulți mult. Spun asta pentru că pot filma gen episoadele astea doar în weekenduri și astăzi, de exemplu, doar vinerea pot filma pentru că sâmbătă și duminică plec. Nu stau pe aici să filmez. La cămin nu pot filma pentru că dacă urlu pe Nisache cât pot de tare, o să-mi distrug orice șanse de a impresiona fete. Doar dacă, nu știu, sunt into this. Mă îndoiesc de că dacă urlu ceva pe Nisache vor fi impresionate. Sper că v-a plăcut acest episod. Am încercat inițial să-l fac puțin mai realist, însă îmi veneau chestii amuzante în continuu în minte și... Încă e realist, dar e și amuzant, așa mi se pare mie, nu știu, părerea voastră poate să fie diferită, puteți să urâți episodul ăsta, dar nu pasă, o să fac și așa la episodul următor. Dar ceea ce vreau să spun e că episodul următor va apărea săptămâna următoare, nu mai pot să pun două episoade pe săptămână, cel puțin acum, poate săptămâna următoare o să pot să pun două episoade în carieră, însă momentan nu pot și hai să încheie acest episod, probabil lunea următoare o să apară următorul episod, mereu o să încerc să fac episoade de calitate cât mai mare, cu foarte multe chestii, cum am editat acum și toate astea, și din cauza calității mai mari și timpului mai mare de editat, nu voi putea pune la fel de des episoadele astea din carieră. Oricum, videoclipurile vor apărea zilnice, dar vor apărea din CSS sau din cariera lui Alex Vânătoru, nu va apărea din asta, pentru că durează mult mai mult să editez și să fac un videoclip ca ăsta, și după cum e vechea zicală în engleză, quality, not quantity. Asta e decizia mea în legătură cu această carieră. Sper că v-a plăcut acest episod. Am adăugat încă o chestie interesantă care va afecta episodul următor. Așa că aveți în descriere un poll. Votați, vă rog, omul meciului pentru că va afecta episodul următor. Sper că v-a plăcut acest episod. Vreau să aflu și părerea voastră. Scrieți în comentarii ce v-a plăcut, ce aș mai putea adăuga sau... Da, scrieți asta în comentarii, nu știu ce mai puteți să scrieți în comentarii, scrieți ce vreți în comentarii. Și poți să fie cineva care scrie ce vreau, haha, cât de amuzant sunt. Și până acum chiar o să fie cineva care scrie asta, mai ales că am spus. În fine, repet, aici se încheie episodul. Și dacă v-a plăcut, vă rog frumos, și vă place această serie, vă rog frumos, nu uitați să dați un like și să vă abonați că nu ați făcut-o încă. Iar până data viitoare, vă urez tuturor o zi bună.